Bine v-am regăsit, dragi telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Cu irisul deschis. Emisiune în care urmărim împreună o serie de interviuri pe tema vieții de slujire creștine. Interviul pe care îl vom difuza în această ediție are în spate o poveste foarte tristă. Povestea unor copii din satul Coșbuc, 7 la număr, rămași fără mamă în urma unui accident tragic. La auzul cumplitei vești, oameni din toate colțurile lumii, mânați parcă de o mână invizibilă, s-a mobilizat într-o acțiune de ajutorare greu de anticipat. Administrate neînțelept însă, ajutoarele se pot transforma într-o risipă de proporții. Mai are oare Biserica lui Hristos oameni înțelepți în administrarea dărniciei? Mai este cineva dispus să-și asume o astfel de responsabilitate? Haideți să urmărim împreună interviul cu domnul Iacob Zegrean, omul care a dus cu pricepere și creativitate la bun sfârșit responsabilitățile unei astfel de slujiri. Prima dată aș vrea să vă spun că nu mă așteptam să primesc aplauze, n-am primit de mulți ani de zile aplauze, dar n-au durat multă vreme aplauzele și am primit și huiduieli. La alegeri așa se întâmplă, când am fost ales de primar, se striga oameni așa din cămin, unul striga, noi mergem cu Iacob, celălalt cu Iacob și am fost aplaudat așa. M-am simțit tare bine, dar nu a trecut multă vreme și dacă nu le faci la oameni cum vreau ei și ții legea și vrei să împlinești legea, nu mai ești bun. Și ar dori Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Nu sunt niciun om bogat, nu sunt născut nici într-o familie de oameni bogați, nu sunt nici om sărac, sunt om care m-am născut într-o familie de credincioși, tatăl meu fiind primul om pocăit în satul nostru, întors printr-o minune a lui Dumnezeu, nu vă spun lucrarea aceasta acum, am crescut de împreună încă cu 3 frați, suntem 4 frați, eu sunt al treilea născut în familie, mai am 2 surori și 1 frate, suntem în viață toți, eu am rămas acasă în Coșbuc, la cererea părinților mei, frații mei au plecat, unul dintre ei este profesor universitar, doctor în medicină la București, membru în Academiei Medicale Științifice din România și are mai multe titluri pământește. Eu n-am făcut decât 1 an de studii superioare la drept administrativ, am renunțat, având familie, fiind acasă. Sigur că am fost chemat după Revoluție, imediat în timpul Revoluției, am fost chemat la primărie și am fost ales de sat să fiu primar. Nu m-am dus eu acolo, au venit ei după mine acasă. Sigur că am fost o familie destul de respectată în sat, chiar dacă am fost credincioși. Mulți oameni din sat au lucrat la casa noastră, în grădina noastră, la lucrurile câmpului care le-am avut. Mulți au venit cu probleme la tatăl meu și la mine, începând cu probleme de agricultură, până la probleme de judecată și de altele, care trebuia să le fac tot felul de cereri, tot felul de lucruri, și schițe de case și eram socotit în sat, mi se spunea domnișorul. Așa mi se spuneam, feciorit cam mult, îmi spunea maică-mea, sigur că nu-mi pare rău, deși am o soție deosebită, Domnul să o binecuvinteze. Și oamenii, având în vedere situația noastră și starea în care eram așa, au venit după mine acasă și m-au invitat, m-au rugat să mă duc la primărie și am rămas primar 2 ani de zile. Dar sigur că fiind crescut, chiar dacă nu am fost botezat, n-am fost pocăit, fiind crescut cum se cuvine, n-am putut să iau parte la toate lucrările care se făceau, nu puteam să mint oamenii, nu puteam să mă scriu un partid politic, și politica și cu credința sunt opuse. Și una îi spui la om și alta îi faci și toată ziua trebuie să te întâlnești cu el, trebuie să dai ochii, trebuie să fii responsabil de ceea ce vorbești. N-am fost un copil,
Nu puteam să spun una și să fac alta, așa am fost învățați de acasă, nu puteam să mint oamenii și sigur că a trebuit până la urmă oamenii care m-au votat, care m-au ales, să se supere pe mine că nu le făceam ceea ce doreau, decât numai ceea ce se putea. Pe urmă, după aceasta, în timpul acesta m-am scris la facultate, am dat înainte și la medicină, chiar aici în Cluj, am căzut la câteva zecimi acolo. Cred că aceasta a fost voia lui Dumnezeu, să rămân unde am fost și unde sunt astăzi. M-am mulțumit chiar cu viața de la țară, cu agricultura, cu lucrurile acestea. Nu este ușor, dar se poate trăi frumos și la țară, se poate trăi după voia lui Dumnezeu. Și mulțumesc lui Dumnezeu că în 94 am întors la Dumnezeu. Am încheiat legământ. Tatăl meu murise cu un an înainte. El a trăit exact cât i-a spus Dumnezeu, adică s-a întors, așa cum v-a spus, printr-o minune, dar după tatăl meu s-au tras clopotele la 17 ani, a fost mort de drept și atunci Dumnezeu i-a spus, dacă vrea să-L urmeze, câtă vreme va trăi și atât a trăit. Eu după ce a murit el, am încheiat legământ cu Dumnezeu, sigur, tot înștiințat de Dumnezeu, pentru că eram convins 100% că nu pot ajunge mântuit cu viața pe care o aveam, deși nu eram nici pocăit între pocăiți, dar nici lumesc între cei din lume. Eram așa cum, aproximativ cum sunt bisericile astăzi. Să știți că ceea ce spun, vi s-o citit astăzi, de ce mă numești Domn, și nu mă asculți în auzul dumneavoastră, s-a citit lucrarea aceasta. Și așa eram și eu, dar am știut că și Dumnezeu va mântui pe cel care va trăi Evanghelia așa cum a scris-o. Chiar dacă nouă ni se permite și să trăim cum ne place și să umblăm cum ne place, va veni o zi când Dumnezeu nu a lăsat din Evanghelie nimic. N-a schimbat-o nici pentru Fiul Său și nu va schimba-o nici pentru noi și pocăința rămâne aceeași, indiferent de cum. Indiferent de cum te numește acestea, noi ne-am luat numele acestea, El ne numește copiii Lui. Și vrea să trăim cum a trăit și El. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Sigur că nu o să fac Evanghelie. Îl văd pe frate, nici nu vreau să-i... Sunt evanghelist, aceasta mi-a dat-o Dumnezeu și fac ce fac și tot la Evanghelie mă duc, că asta îmi și place să fac și știu că asta mi-a dat-o Dumnezeu și m-a și amenințat de mai multe ori, că dacă nu fac, să atinge de mine. Și să știți că când se atinge Dumnezeu, oamenii nu pot să-ți facă nimic. Dumnezeu este același, El lucrează cu semne, cu minuni. M-am întors, a venit un om, un pocăit, un cioban, dacă vreți, a venit la mine și mi-a spus, domnul Iacob, fumezi? Da. Eu nu te-am văzut niciodată. E adevărat că nu fumam pe stradă, nu mi-am permis să fumez pe stradă, ca să nu fac de rușine părinții, pocăiți, chiar dacă nu eram. Nu puteam suporta să se vorbească pocăința și pocăiții de rău. Nu puteam. Aceasta era mine, îmi aduc aminte că sunt și ofițer în rezervă și era să puși cu un om de la noi când a vorbit pocăiții de rău, nu eram pocăit. Așa aveam o râfnă și o gelozie așa și țineam la frață așa și nu puteam suporta lucrul acesta. Când eram primar, a venit un inginer și a început să vorbească. Ce se vorbește despre pocăiți? În parte ce se mai întâmplă acum în ultima vreme? Mai ales la căsătorii cu stânzi de becuri, cu lumini, cu lucruri de acestea. Și așa, inginerul n-a știut cine sunt eu de la Bistrița și când am venit și a vorbit niște lucruri care nu trebuia, nici nu știa de când e curent în coșbuc și așa, a început cu lămp și cu de-astea, așa l-am certat de n-a știut cum să iasă din primărie. Nu eram pocăit, dar așa simțeam.
pentru frați. Și astăzi aș dori să trăim toți pocăința. Să nu ne înșelăm singuri. Și a venit omul acesta la mine, foarte scurt vorbesc, frate, nici nu vreau să... Așa? A venit la mine și a spus, domnul Iacu, fumezi? Am zis eu, da, dar nu te-am văzut niciodată. Și e drept, că nu, mă feream să nu fumez, nici nu fumam pe stradă, nu e un lucru, chiar dacă fumezi sau... E bine, separat, așa, așa, deoparte, nu pe stradă. Și zice, un înger al lui Dumnezeu azi noapte a venit la mine și mi-a spus să vin să spun să nu mai fumez. Și eu i-am spus de 3 ori că nu fumez. Și el mi-a spus, ba, fumează. Și a venit și m-a întrebat și am răspuns pe un ton destul de aspru, pentru că diavolul cunoaște toate lucrurile, omul s-a rușinat de mine și a plecat și nu mi-a mai spus nimic. Dar îngerul mi-a spus câteva lucruri care mi se vor întâmpla dacă nu mă întorc la Domnul și vă spun că mi s-au întâmplat toate, inclusiv s-a atins Dumnezeu de persoana mea și aceasta a fost ultima lucrare care i-a spus-o îngerul, căci dacă nu ascult întâi de gospodărie, apoi voi pierde o sumă de bani și apoi mă voi atinge chiar de trupul lui. Și s-a întâmplat așa, să știți, toate lucrurile și când l-am întrebat, mi-a spus, zice, toate acestea mi le-a spus îngerul, de ce nu mi-a spus? Mi-a fost frică. Nu eram cu armă acum, dar i-a fost frică că-și deprimar oamenii au un pic de respect și de frică și la tonul la care i-am vorbit, omul s-a rușinat și nu mi-a mai spus, dar am trecut prin toate. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că și m-am întors la el, de împreună cu soția, suntem în Coșbuc și cu ajutorul lui Dumnezeu m-am ocupat, am fost ales ca evanghelist, de fapt numit de frații păstori în niște sate din împrejurim și la noi. Acum sunt puțin mai liber, s-au format biserici, le spuneam la doi tineri mai înainte, în satele în care am fost, sunt frați păstori și frați presbiteri care le coordonează și eu am rămas mai liber. Chiar dacă vreo 10 ani de zile am fost ocupat în fiecare zi, având și familie, și copilași, și trebuie să le faci pe toate. Nu este chiar așa de ușor cu pocăința și să trăiești frumos și să trăiești și în familie așa cum trebuie. Dar, cu ajutorul lui Dumnezeu, care m-a oprit a doua oră să mai candidez, chiar dacă au venit oameni după mine, iarăși acasă, să candidez, am fost oprit de Dumnezeu și mi-a făgăduit că îmi dă pâinea de care am nevoie. Și mi-a dat-o până în ziua de astăzi. Chiar dacă mi-a dat-o și de la frați, când mergeam în misiune și vedeți că când m-am pocăit aveam vreo 68 de kilograme, acum am, nu vă spun. Dați-mi voi. Da. Ca să fii de dărnicie și ca să fii administrator, frate Evali, prima dată trebuie să te înveți să dai. Ca să știi să administrezi niște lucruri. De data am fost învățat să facem milostenie de acasă, de copii. Și de multe ori mă supăram pe tatăl meu că avem o livadă așa de vreo 300 de meri înainte, nu erau așa, 2 hectare, aveam vie, aveam oltoite, așa. Munceam și foarte mult, dar când veneau frați la noi și la taică mi veneau frați din toată țara, așa, și când veneau întotdeauna mă trimitea să aduc merele cele mai frumoase din beci, să dau strugurii cei mai frumoși. Și mie nu-mi convenea lucrul acesta, chiar am scos via, după ce am crescut, am terminat liceu, am scos via, că am zis, dumitale, dai tot ce-i mai frumos, îmi rămâne mie tot ce-i mai rău. Și am scos via, am zis, nu mai muncesc atât, că nu eram credincios. Vă spun așa cum s-a întâmplat. Dar am fost învățat să l-am întrebat pe taică-miu după ce am mai crescut. L-am întrebat, tată, de ce dai mărul care e cel mai frumos pe care îl luăm un ban? Care intră într-o categorie superioară și putem să... O zis, dragul tati, noi dăm în numele Domnului. Și noi dacă dăm cei mai urât, cei mai slab lui Dumnezeu, cum ne va răsplăti El? Că El e drept. Și în zilele noastre să dăm mult și să facem mult, mai ales că nu-ți mai bun, ți-e bun costumul, mai ales că nu ți-e mai bune hăinițele, mai ales când n-ai ce face cu ceva, le dai în numele Domnului.
De aceasta vreau să vă spun, că și lucrarea aceasta în mine, de dărnicie, de a da, de a nu merge omul de la casa noastră cu mâna golă. Un frate mă certa odată și i-am spus, auzi, eu n-am plecat de la casa nimănui cu straiță. Am ajuns la niște discuții așa. Eu nu m-am plecat cu straiță de la casa cuiva, dar de la mine au plecat oameni cu straiță. Adică, având ceva în ea, și așa ne învață Iacob, să facem lucrarea aceasta. Și când dai, cel care dă și-o muncit pentru ceea ce are, să rupe ceva din el, simte că o dat ceva. Simte că o dat ceva. Ei, Domnul ne va răsplăti pentru toată lucrarea aceasta. Nu vorbesc de lucruri care s-au câștigat cum nu trebuie. Vorbesc de ceea ce am muncit, de salariul nostru. Vorbesc de ceea ce am agonisit prin muncă, prin truda noastră, prin binecuvântarea lui Dumnezeu. Chiar dacă am primit ceva și știm să dăm mai departe. Udăm pe alții cu ploaia cu care am fost noi udați. Ei, după ce am făcut lucrurile acestea, cazul Ganea nu este primul. Deși v-am spus, sunt evanghelist, dar Dumnezeu trebuie să mă treacă și prin lucruri de acestea. Într-o cetate în satul Runc, unde la un om cu 10, un frate cu 10 copilași, i-a ars casa. Eram evanghelist acolo, i-a ars casa, o văcuță, câteva oi, mai mulți copii decât oi și decât vaci. Copii frumoși, drăguți, inteligenți, aveau pâine cu ce să trăiască, dar le-a ars căsuța cu ce a avut. Și a fost într-o situație destul de neplăcută și sigur lucrurile acestea, când am aflat, am fost la fața locului, am văzut, pe urmă, cum obișnuiam, mergeam la rugăciuni, mergeam la întâlniri, aveam frați credincioși și mai bogați și cu inimă bogată, că nu întotdeauna bogații au inimă bogată. Sunt oameni săraci cu inimă mare și bogată. Și am vorbit cu frați că erau plecați atunci peste otare mult. Un frate, mi-aduc aminte, bătrân, Ignat, îmi spunea, frate Iacob, am copii în Spania și copiii mei au firmă și am să vorbesc cu ei. Și au vorbit cu ei și au auzit alții la care le-au ars lor casa cândva și acum erau foarte bine. Și lucrarea aceasta s-a făcut de omul acesta, nici nu s-a putut gândi, zicea către mine, frate Iacob, să vii să întrasez. Să-mi faci două cămăruțe, să am unde să stau cu copiii. I s-a făcut casă cu beciuri, cu parter, cu etaj și toate lucrurile s-au făcut în numele Domnului. S-a strâns mâncare, s-a strâns haine, s-au strâns bani, de nu a avut tot neamul lui câți bani s-au strâns. Dar vreau să vă spun că omul acesta o știut când s-a făcut biserica Runcul Salvii să dea 100 de milioane pentru acoperiș. O știut să dea 100 de milioane să dea pentru acoperiș și o zis, am primit în numele Domnului și vreau să dau și eu. Mi-a dat și mie 500 de euro, din câte mie a primit, o zis, prin tine au venit atâția bani și el știa cum mă duc. Cum mă duc? Cu mașina mergeam, dar de multe ori mașina am primit-o în numele Domnului, din un verișor de-al meu, prima mașină, și de multe ori mergeam și ziceam, Doamne, unde mi se gata motorina, acolo o las. Păi ce să fac cu ea, că nu puteam duce în spate, nu? Să nu credeți că e așa de ușor, drumuri desfundate, de la biserică nici 5 bani n-am avut niciodată în privința aceasta. Era câte un frate care zicea, uite, îți plătesc eu motorina într-o lună sau am avut și sponsori așa, dar niciodată nu mă ajungea cât drum făceam. Acasă trebuia pâine pentru copii, trebuia pentru noi, trebuiau toate lucrurile și unii frați
Chiar mi-a spus un frate bătrân, zicea, frate Iacobe, cum ți-ai purtat copiii la liceu, ba, mai făcut și pe lângă casă ceva, căsele mi-au fost făcute dinainte de când am fost fecior. Dar ai mai făcut câte ceva pe lângă casă, ți-ai purtat copiii, ai făcut și misiune, tot ai învârtit tu ceva. Așa s-a gândit fratele. Și am zis, auzi, frate, dar nu te-ai gândit odată să bagi mâna în buzunar și să spui, fratele Iacob, merge ziua și merge noaptea și merge în sărbători, în misiune. Nu te-ai gândit să plătești odată motorina? Zice, niciodată nu mi-a trecut prin cap. Dar să judece că fac ceva, făceam. Știți ce făceam? Mă rugam. A fost caz când fata mea a intrat aici la facultate, la Cluj, și trebuia să plătesc 20 de milioane și 10 trebuia să le pun când a intrat, ca să, pentru, după ce au reușit ca să-și păstreze locul și să știe că a intrat la două facultăți. Și n-aveam banii. Sigur că n-aveam banii. 10 milioane ca să iai așa, acum 7-8 ani, nu a fost un lucru de apucat. N-am avut bani mulți eu. Și fata mai mică, cei căsătorită cu ginerele, cu Adi, au zis, tată, trebuie să dai banii la Crina, zice, încă mâini trebuie să meargă la facultate. N-avem bani, de unde îi dai bani? Și aveam un tablou așa, nu te teme, Israele, că eu sunt cu tine, robul meu, Iacov. Și am zis, să știi că te-a auzit Dumnezeu. Și Dumnezeu îmi va da banii. A doua zi dimineața nu eram trezit din pat și a sunat telefonul și un frate din America, frate Acaslăbuc, care a trăit la mine și l-am ajutat. Dar mi-a dat un telefon și a zis, frate Iacobi, da, ia pixul și scrie un număr de cont. L-am scris, zice, te duci la Năsăud și ridici banii. 10.800.000. I-a trimis în dolari, m-am dus, am luat banii, i-am dus acasă și când ne-am strâns seara în familie, am chemat pe Georgiana, soția lui Adi, și i-am dat banii să-i numere. Poftim banii. Dumnezeul meu mi-a dat bani. I-a numărat, i-a plâns și a zis, cu adevărat, Dumnezeul nostru trăiește. Acesta este Dumnezeu, dar din puținul tău care l-ai, trebuie să dai și să dai cu toată inima, ca pentru Domnul. Să nu așteptați să aveți mult ca să dați, că Dumnezeu are în vedere ce ai să dai, nu ce vei avea. Un caz, o soră la noi, două ouă, a vrut să le dai în numele Domnului. La cine să mergi cu două ouă să le dai? Caz real, vă dau nume, dacă vreți. S-a dus la adunare cu ouăle în buzunar. A ieșit de la adunare și o soră, mai în vârstă, zice, ar vrea să facă o prăjitură, să o trimit la copii nu știu unde. Dar mai îmi trebuie două ouă. Femeile știu cu prăjiturile, eu știu să le mănânc, da? Așa să le fac nu prea. Mai îmi trebuie două ouă. Țineți cont până unde să pleacă Dumnezeul nostru. I-a scos ouăle și i-a dat ouăle. Și a început să plângă. Dumnezeu ne cunoaște inima. Dumnezeu ne vede punga, oriunde o ascunzi. Să ne scond, fratele George Lazar, dacă ați auzit de el, un pionier a pocăinței, a avut bani de la soție după Revoluție și-a vândut, cum a fost colectivul, i s-a dat înapoi și-a avut mulți bani, îmi spunea. N-avea copii. Și-a ascuns banii undeva după un dulap în perete. Da, nu te vede diavolul când e ascuns? O zis, Domnul Iisus l-a bogat aici pe pământ. Hoții îți fură comoara, rugina și molia le roade, trimite-le dincolo. Și de altă parte ne spune, pe săraci îți vei avea totdeauna între voi. Trebuie să-i căutăm. Chiar dacă nu pozează ca săraci, să știți că nu toți săraci arată că sunt săraci. Și nu toți bogați arată că sunt bogați, dar trebuie să-i cunoaștem, de aia trebuie să ne cunoaștem ca mădularele unii pe alții, să-i cunoaștem, să n-așteptăm să ne facă Dumnezeu cunoscuți cum l-a făcut pe Gania, despre care vorbim.
Căci omul acesta nu a avut într-o an 7 copii. Eu a avut în 7 ani. Nu prea au fost cercetat. Chiar îi spuneam la un frate păstor care a vorbit unele lucruri așa, ca oamenii de pe pământ, și am zis, auzi, de câte ori ai fost la fratele Ganea până astăzi, până acum, ce s-a întâmplat nenorocirea? N-am fost niciodată. E bine, eu am fost de mai multe ori. Este bine să-i cunoaștem, să-i cercetăm. Și dacă nu reușim și ne face Dumnezeu de cunoscuți într-un fel sau altul, să ascultăm de glasul lui Dumnezeu, căci ne vrea mântuirea și de aceea vrea El să ne împodobim cu faptele acestea neprihănite. De aceea vrea El ca niciunul dintre noi și niciun mădular să nu se simtă dat la o parte și să dăm unii la alții și să putem trăi frumos. Mă aduc aminte de o lucrare. Vă mai spun și pe aceasta și apoi vă trec și la administrație și la întrebările lui fratele. M-ați primit treaba voastră. Eu nu țin neapărat să mai vin la voi. Uneori mai mă întreabă frate, după ce predic aici, nu predic. Mai mă întreabă frate, te-o mai chemat frate acolo. Deci vă-ți dați seama cum merg lucrurile și dacă aș predica aici, cu siguranță fratele Vale ar avea de suferit din pricina asta, da? Nu predicăm, vreau să vă spun un caz. Când lucram ca evanghelist atunci și într-o zi Dumnezeu prin Duhul Sfânt m-a anunțat, nu prin altcineva, pe mine personal m-a anunțat despre o familie care avea 10 copilași să le duc făină. M-am dus și am cumpărat făina și am luat la ocazie un frate. Nu era frate, de fapt soție era pocăită, un profesor de română de la Coșbuc. Era la ocazie, l-am luat în mașină și am zis, eu trebuie să merg în satul cutare, că am de dus ceva. Zice, nicio problemă, nu mă grăbesc, să nu stau în frig, să nu stau afară. Și când am mers, mi-a ieșit soția înainte și m-a întrebat, te-ai întâlnit cu soțul meu? Căci dimineața i-am spus că nu mai am făină. Nu m-am întâlnit cu El, m-am întâlnit cu Hristos. Omul respectiv, domnul profesor, era în mașină, a auzit discuția. Când m-am dat jos din mașină, a zis, domnul Iacob, cum te-ai întâlnit tu cu Hristos? Cum de unde ai știut tu că femeia aceasta nu mai are făină? Dumnezeu care are ochii deschiși asupra fiilor oamenilor, le cunoaște viața, le cunoaște cămara, le cunoaște gândurile, toate le cunoaște Dumnezeu. M-a trimis să-i duc făină și i-am adus făină. Și de atunci omul acesta, din când în când îmi spunea, domnul Iacob, uite, îți mai dau să mai duci acolo sau în altă parte, sau în altă parte. Așa a lucrat Dumnezeu ca să-i deschidă inima. Spre nenorocirea lui, copiii s-au pocăit. Unul, fratele feciorul la Biserica Baptistă, fata la Pentecostali, amândoi medici, s-au pocăit, soția învățătoare pocăit și el mai avea 2 luni de zile să iasă la pensie. A făcut infarct și a murit. Ce vreau să vă spun? Să nu vă târguiți cu Dumnezeu. Să nu vă faceți târguri. Că mă voi pocăi mâine, poi mâine, mi voi sfinți viața, mă voi duce după Evanghelie nu știu când, nu. Dumnezeu a făcut planul, ni l-a descoperit, noi trebuie să intrăm în El. Fie numele Domnului lăudat. Acum, ca administrator, sigur că m-am ocupat și în cazul fratelui de la Runcu Salvei, a ieșit lucrarea bună și de biserică în parte de la Rungul Salvei, cu tatăl meu și de biserica din Coșbuc, și ca administrator și ca cei care au cumpărat materialele. Sigur, nu e o biserică mare, dar e bună că o avem. Și avem unde să ne rugăm. Și la familia Ganea, n-am început de anul trecut din vară, de când s-a întâmplat nenorocirea.
Eu am văzut că sunt tineri, el nu muncea angajat, sora era acasă și au venit copilașe, avea vreo 5 atunci când am început și ea gravidă. Și așa mi-a venit un gând, așa am avut un îndemn să mă duc la el și să-i spui, frate Gică, uite, Dumnezeu ți-e-ți dă copii. Să nu vă gândiți că la toți le dă. Știți că Rahela a plâns mult și s-a dus la Iacov și a zis, dă-mi copii, că dacă nu, mor. Sunt eu Dumnezeu să-ți dau copii? La omul acesta i-a dat Dumnezeu copii frumoși, drăguți. Fratele i-a văzut din ei. Și m-am dus la el și am zis, uite, aș vrea să te ajut. Acum îți dorm copiii de alat, într-un pat. Dar după ce cresc, acum știți mai bine, nu? Cameră la fiecare, sau fetele, două sau trei într-o cameră, băieții în altă cameră, bucătărie, salon, baie cât mai multă. Alte lucruri sunt. Zic, mai târziu, nu o să-ți încapă copiii. Și dacă Dumnezeu îți mai dă copii, nu-i mai poți pune de alatul. Eu cu ce pot eu? Și cum mai am frați, prieteni. În timp am să-ți construiesc, să te ajut, adică să-ți construiești o casă. O zis, frate, eu n-am nimic. Bani. Maica s-a zis, eu am niște bani că am vândut nuci. Și mi-au dat niște bani de o săpată la fundație. Fratele, știți, o săpat mai mult de 4 metri adâncime, așa, în mal, în deal, cu o volă s-a lucrat acolo. Și am început lucrarea în toamnă, cu bani puțin și cu nădejde în Dumnezeu. Am lucrat cu mai mulți frați. Cum am lucrat? La unii am spus, băi, uite, vrem să facem o casă. Hai și tu o zi la lucru. Ești tânăr. Celălalt, băi, tu ești în frunte, trebuie să dai dovadă. Deci la fiecare trebuie să-i spui cum să poată înțelege. Și au venit frați și am lucrat că trebuie încă o săptămână am mai săpat. Pe lângă ce a fost săpat, am îndreptat acolo, mai mers încă vreo 3-4 metri mai încolo, că i-a trebuit un atelier mare, așa, i-a trebuit camere, i-a mai trebuit... No, câte nu ne trebuie, mai ales dacă ne fac alții de obicei, așa, avem... Alții nu, alții, v-am spus, ala de la Runco, a zis, 3-2 camere și să am unde... Numai atât mi-e destul, când au văzut cât îi croiesc, eu 10 metri și ceva la față și tot așa la spate, eu zic, ce faci aici? Casă! Casă! Dar Dumnezeu cu adevărat s-a îngrijit de el. Și eu am făcut lucrarea asta și am lucrat în prima toamnă cu ce am putut, cu ce am avut. Noi așa suntem obișnuiți cu soția. Când avem? A luat bani de pe pământ acum cum se dă de la Apia, de la vite... Am după livada, am mai făcut bani când este rău, tot cam la al doilea an am mai făcut și noi, câtă vreme avem banii, îi punem deoparte, cei pentru Domnul. Pentru că întotdeauna gaura e mai largă decât cepul. Adică necesitățile noastre întotdeauna sunt mai mari, nevoile noastre decât avem. Și așa asta vedeți fiecare. Și bogață văd când aia nu-i dai, aia nu-i face soția. Uite, aia așa, aia mai întrebă, aia la altă, nu-i mai bun un lucru, nu-i mai bun celălalt, când ai posibilitate. Și tot ție, tot ție, tot trebuie. Și așa, noi erau în case căptușite, erau în paturi de fildeș, beau apă din, sau vin din pahare largi, stăteau alene, se socoteau tăți în muzică ca băieți ăștia, așa. Așa era, nu a ajuns Israel așa. A ajuns Israel așa și a zis, nu vă pasă de prăpădul lui Iacov, nu vă pasă de Israel. Și s-a întâmplat nenorocirea, dragii mei. Și să știți că este bine să știm să trăim frumos și în bogăție și să știm trăi frumos și în sărăcie. Pavel spunea că s-a deprins să trăiască și în una și în cealaltă. Doamne ajută-ne! Să o luați așa cum vă spun, Doamne ajută-ne, adică să știm să trăim și pe celălalt să-l vedem. Nu când strigă Dumnezeu numai din cer, uite-l. Să-l vedem noi înainte, când i-a dat ochi să vedem.
Și am lucrat în prima toamnă, așa, mama lui plângea că i-a înțepat acolo și vine casa veche la vale, că de fapt s-a rupt puțin și nimeni nu-i mai face nimic, bani nu aveau, eu aveam foarte mult de lucru la mine în timpul verii, că am vreo 7 hectare și le întrețin pe toate, muncesc, copiii pe la școală, era de muncă și n-am zis, măi, numai în toamnă vin. Să fac. Când m-au zis în toamnă, zic să fie curățat, să fie așa, să fie așa. A fost ce am făcut. După ce ne-am dus cu frații și am făcut. Și am turnat în toamnă, așa, pe 13 metri partea de la deal, la 2 metri, părțile pe diagonală le-am turnat iară la 4 metri pe o parte unde a fost malul mai înalt. Și am făcut conturul și am turnat din ciment tot. Proiectul l-am făcut eu, schița am făcut-o eu și lucrul a mers bine. N-am mai avut bani, s-a terminat, a fost iarnă și am zis, la anul facem iarăși ce putem. Deci aceasta nu a fost planul. În anul următor am ridicat beciul, am turnat placa pe el, un hol, am ajuns la radial, am mai turnat în spate la 4 metri cât e atelierul tot și ne-am oprit. Că atât au fost banii. Și în anul acesta care a trecut, trebuia să ridicăm parterul, după posibilitățile care le-am avut. Au fost frați care le spuneam, băi, tu ai 1.000 de euro, dă-mi niște bani că lucrezi acolo. Fratele nu-i prea pocăit? Nu lucrează. Știți când se întinde mâna, atâtea motive găsim să nu o întindem. Când e vorba să primim, e bun orice, că e numele Domnului și chiar dacă îmbrăcămintea respectivă ne duce în lume, chiar dacă lucrarea care vine, vine de la lucruri care nu sunt bune și din alte lucruri și primim. Dar când e de dat, cam greu. Și Dumnezeu fericește pe cine dă. N-aștepta să ai mult, dă din cât ai. Mie mi s-a întâmplat când m-am dus la un frate care n-avea un picior, am făcut o rugăciune, n-avea lemne. Și m-am dus la un om din sat și am dus, du un ștraif de lemne. Știți ea la ștraif? O căruță de lemne, așa, nu? Acum mai nou zice faiton sau ștraif, sau că-i cu rost de cauciuc. E în jur de 1 metru cub, 2 metri cub, depinde, se poate pune odată. Am zis, du-i la omul respectiv și eu îți dau bani. Cât costă, l-am întrebat. Zice, 500 era atunci, 500 de lei. Cu câțiva ani în urmă. Dar dumitalii, zice, ți-l duc cu 450. Că m-ai ajutat cândva. Mă rog. Mi l-a dus, n-aveam niciun leu, fraților, la mine, ca să zic ăștia banii pentru lemne. A doua zi am primit plicul cu 450 de lei. Au fost luni de zile când prin mâna mea au trecut milioane, fără să fie ai mei. Și i-am dat acolo unde a trebuit. A fost când a trebuit să pun și eu bani la biserica din Rung și n-aveam bani de unde să pun. Și a venit un frate la mine și a zis, frate Iacobe, uite, asta dau eu la biserică din partea mea și îți dau ție 100 de euro. Că ai nevoie, știu că ai nevoie. Și am zis, băi, eu tot nu-i aveam banii aceștia. De ce să nu-mi fac o comoară cu ei? De ce să nu-i dau numele Domnului să-mi răsplătească, că eu oricum nu-i aveam? Și am luat și eu 100 de euro pe lângă banii lui și am pus eu acolo numele Domnului. Se poate face? Se poate face, fraților, dar trebuie să avem ochii deschiși, să fim treji și să înțelegem că este vremea când putem să ne umplem vasele cu un de lemn. Țineți cont că chiar dacă ai vrea să faci, când vine prea târziu, nu mai poți face. Astăzi putem să ne facem lucrarea și asta și e bine. Dumnezeu nu se uită dacă tu ai 2 bani, să dai 100. Nu? Vine un frate, zice, frate Iacob, pune la colectă un leu. Dar el cu sutele și cu miile în bancă și la cec și în buzunar. Și punea numai leu, frate Iacob, văduva săracă, o da 2 bani, e adevărat. Dar tu ai tot ce, cu ce să mai trăiești banii ăștia care ai pus? A, nu. Eh? Văduva ce avea tot, cu ce să mai trăiască i-o pus acolo. Și Domnul știți ce-o spus? O da mai mult decât toți. O da mai mult decât toți. S-a întâmplat, vă spun, de-am dat banii din casă în colectă i-am pus.
Și a zis soția către mine, ai dat toți banii la colectie, mi-era rușine să dau puțin. Vă spun așa, că întotdeauna dacă am fost pe o treaptă era, adică așa mai sus, înainte sigur că făceam bani, că făceam bani pe țuică, am făcut mii de litri de țuică, am un cazan pe vremea lui Ceaușescu cu autorizație, făceam bani. Acum, nu mai poți face aceleași lucruri care le-ai făcut înainte, că mâinile tale trebuie să lucreze în neprihănirea lui Dumnezeu. Și sigur că i-am pus banii. Și o să-i pus bă, toți banii pus. Numai ori primeam un telefon, oricineva îmi spunea, uite, poftim femeie banii înapoi. Și încă niciodată cât am dat, tot mai mulți. Căci Dumnezeul nostru e bogat. Știți ce spune? Că a lui aurul, a lui sunt bani, a lui sunt bogățiile, slăvit să-i fie numele. Și o zis, am să le fac să curgă din nou în Israel și în Ierusalim. Și slava, templul al doilea va fi mai mare ca cea din tâi. Dar șeia Domnului, dați Domnului. Și când veți merge la Tias, când veți merge la una și la cealaltă, veți avea bogăție și voi da ploaie la vreme. Toate lucrurile se fac. Apoi, ca administrator, trebuie să fii întâi să te temi de Dumnezeu. Să vezi valoarea și să socotești valoarea celui care o dat. Când nu ne, când ne socotești darurile Domnului, când nu le organizezi cum trebuie, de multe ori am ajuns la cuvinte mai aspre, mai tari. Așa că s-a făcut atâta bogăție, s-a trimis la familia aceasta de a început să nu se mai țină o evidență, să se calce în picioare, căci din toată lumea au venit și bani și pachete de nu mai știa fratele ce-o primit. Și ce are în ele? Și au început telefoanele, ai primit cu tare, ai primit cu tare, ai primit cu tare. Și au început să nu mai răspundă la telefon și să se deregleze la căpuț. Căci n-au putut să ne scot fraților. N-au putut să contabilizeze și să țină toate lucrurile acestea. Și au fost nevoie, el când despre casă spune, am un frate care e mica un tată. Dar asta l-a costat, că un tată nu-i numai ce îți dă. Adică și cere și te pune sub mâna ta, nu ți-s copiii. Pune acolo la diacon să-i țină sub mână și să fie așa, soția așa, copiii așa, credincioși. Adică, băi, tu îmi zici tată, dar numai să te ajut, dacă când te-ai lua un picuț la rost. Apoi, știi ce, nu te amesteca în familia mea și să mai întâmplă lucruri de acestea. Deci nu este un lucru așa de apucat, de simplu, întâi. Trebuie să fii foarte atent să nu te atingi de banii lui Dumnezeu. E un lucru grozav. S-a văzut când un frate a primit bani pentru biserică și s-a văzut așa un talger că veneau bani din cer și l-a pus mâna și a băgat în buzunar și a zis Dumnezeu, pentru aceasta am să-l arunc departe de familie. Ce vă sfătuiesc și ce vă spun ceea Domnului? Lăsați să fie a Domnului. Dacă poți, mai pune ceva. Niciodată nu lua. Dumnezeu să ne ajute. Am terminat. Casa aproape gata. Domnul să vă binecuvinteze pe fratele Vali, pe toți oamenii care și-au întins mâna și care au ajutat. Îi din belșug. Îi din belșug. Important e să știe acum să chivernisească bine ceea ce-o primit și să asculte și să nu se îngânfe inima. Ca nu într-o zi Dumnezeu să ceară la socoteală, atât la cel care o administrat, cât și la cel care le-o primit. În timpul acesta am mai administrat încă la o casă, tot în toamna trecută, în două luni de zile a fost săpat și ridicată. Printr-un frate scump baptist de la Beclean, fratele Nelu Bălan, și încă un frate de la Bistrița au tot venit acolo și am zis, mai am o familie. Familia ni vecină, unde stau la deal, mă rog, i-am mai făcut eu și pe unul m-a certat, că le-am cerut pocăință și s-a supărat pe mine. Și... Dar ce-i mai răi? Că cei buni n-au nevoie de ajutor. Cei mai slabi au nevoie de ajutor. Și când ne-am dus la familie și au văzut în ce stare sunt 12 copii și o situație așa, imediat fratele Nelu Bălan a anunțat frați, prieteni, patroni, cu bani, cu inimă mare. De aici, de la Cluj, a venit un frate cu oameni, Ruben îl cheamă pe el.
Nu știu dacă e vultur sau nu e vultur, dar eu cred că e omul lui Dumnezeu. Da. Dumnezeu s-a folosit și de vulturi. Și să știți că vine vremea când vor striga odată pe cer, dacă citim în Apocalipsă, da? Vreau să vă spun că omul acesta cu inimă mare, știu că e și bolnav, a venit cu oameni de aici din Cluj, materiale s-au scos acolo și în 2 luni de zile s-a pus acoperișul la casă. S-a spus că geamurile nu i-am lăsat eu să intre iarna asta, că au casa veche, ca să nu transpire și să... Dar s-a făcut. Fratele Gica a primit mult și l-a învățat să dea și la alții. Mai merge cu mașina unde știe că sunt 4 copii, 5 copii, 6 copii, să duce și mai duce. Așa l-am învățat. Udă dacă ai fost udat, ca să fii binecuvântat de Dumnezeu. Și l-am sfătuit și l-am îndemnat pe fratele Gica de un alt frate, tot de la Rum, care 5 copilași, blonz, cu ochii albaștri, toți unul după altul, așa, mărunți, drăguți, și au început niște frați casa și au mai avut și el ceva și au ridicat pereții și nu au turnat pe ei nimic și acum venea iarna. Și nu era turnată placa și beceaurile astea să strică, să macină la ploaie, la zăpadă, la îngheț. Și am zis câtă fratele, că zic, auzi, dă niște bani să turnăm o placă la fratele cu tare. Adă-ți aminte că de tine nu s-a uitat nimeni la tine înainte. Uită-te tu acum. Și o zis, frate Iacobe, ți-ți banii pe mână cu fratele presbiter de la noi. Ne-am dus, am cumpărat materiale, le-o trimis acolo, cu fratele Nelu am fost și cu fratele Vale de la Bistrița. I s-a turnat placa la fratele. I s-a dus toate lucrurile acolo și i s-a turnat placa. Acum, o ajutat și el. Și un lucru care mai rămâne, să stea lângă Dumnezeu. Eu doresc ca Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Nu știu dacă o să mai am ocazia sau să mai vin sau o să-l certați frate care este aici responsabil pe fratele Vali că m-a adus, dar încă n-am vorbit din Evanghelie aproape nimic și am spus numai câteva lucruri de care ar fi bine dacă ar ținea cont. Și cel bătrân și cel tânăr, nu vă risipiți timpul, că nu e al vostru, țineți cont ce vă spun. Noi suntem cumpărați cu un preț de sânge. Noi nu suntem ai noștri să facem tot ce voim. Sună pentru toți. Noi nu avem timpul nostru. Noi ne-am dat Domnului. E adevărat? Dacă suntem robii Lui, în timpul care îl socotim noi liber, cercetează pe văduvă și pe orfan în necazurile lor. Păstrează-te neîntinat de lume și stăruiește în Evanghelie, așa cum ați cântat, când va veni să putem ajunge în țara de lumină. Să nu rămânem aici jos, dragii mei, și să fim îmbrăcați cu haine albe, care sunt faptele neprihănite ale păcătoșilor. Da? Nu? A cui? A sfinților. Suntem sfinți, că ne-a sfințit Iisus. Și aș dori ca sfințenia aceasta să ne-o păstrăm. Căci la Israel a spus, voi sunteți un popor aparte, cu Dumnezeu aparte, sunteți un popor sfânt. Dumnezeu să ne ajute, nu coborâți la vale, fraților. Urcați muntele. Căci vrem să ne întâlnim cu El. Slăviți să fie numele Domnului. Amin. Ce vreau să vă mai întreb? Dacă mai ai ce. Mai am. Adevărul e că niciodată nu m-am simțit așa de împlinit și de fericit să fiu inutil cum am fost în această seară. Acum pot să te scuzi când fraților să zice ceva, dar ați văzut că eu nu l-am întrebat nimic, el a vorbit. No, dar se vede că ați citit foarte atent întrebările pe care vi le-am trimis acum câteva zile. De 2 ori m-am uitat peste ele, să știți, și nu m-am pregătit nici un pic. Da.
Pentru că inevitabil, trăind în trupul lui Hristos, ne putem întâlni cu drame ca și cea a fratelui Ganea. Vreau să ne povestiți un pic cum v-ați apropiat de dânsul. Ce poți să-i spui un om căruia îi moare soția într-un accident extrem de stupid, banal, și Dumnezeu îl lasă cu 7 copii pe cap? Mai poți să-i dai îmbărbătare? Mai poți să-i dai încurajare în acele momente? Dacă nu poți să-i o dai când e omul la necaz și când e căzut, nu-l poți să ridici. Când stă în picioare, la ce să-l lauzi? Ca să-l dărâm? Numai cuvintele lui Dumnezeu sunt cele care străpung inima, care întăresc și îmbărbătează. Vreau să vă spun, când m-a telefonat, că și urma cu o săptămână să ne apucăm de muncă, după o săptămână și cu o săptămână înainte, s-a întâmplat nenorocirea aceasta, și când m-a sunat sora lui și mi-a spus, Uța a murit, sigur că prima reacție am zis, nu se poate, e moartă, a avut accident. Am sărit din casă cu soția, coborât și că sora lui stă de la deal de mine, așa, acolo la câmp, și am fugit în vreo 500 de metri până la șosea, era terenul ud, ploua, am alunecat, mi s-a dus mâna din umăr, nu vă spui câte kilograme am, dar multe, și mi-a rămas mâna așa și corpul mi s-a dus în față și am simțit că s-a dislocat de aici, așa. Și tocmai atunci niște frați mi-a dat telefon că mă duc un ajutor tocmai din Spania, vreo 400 de euro. Niște tineri au fost de la noi, veniți acasă și au văzut că m-am apucat de casă și au zis, frate Iacobe, mă duc la biserică, mă duc la frații prezbiteri și le spun și vorbesc cu ei. Și frață, m-au cunoscut și pe mine, am fost cândva la ei, în misiune, m-au cunoscut, au fost frații evangheliști cu care lucram înainte și ne-au trimis banii. Cu mâna așa cum am fost, am suferit și sufăr încă astăzi, că la oamenii bătrâni nu se mai strâng ligamentele așa. Și mi-au rămas depărtate, articulația mi-a rămas, așa am lucrat toată vara, că trebuia să stau cu mâna așa. Cum să stai cu mâna așa când vin frații să lucreze și când vin alții să lucreze și eu să stau, că sunt șef, și să stau cu mâna așa? Și așa am lucrat și să știți că m-am dus atunci, n-am putut vorbi cu el prea mult, a plâns pe umărul meu, nu m-a trebuit să meargă și la poliție și la spital, să-ți vezi soția moartă, să vezi două fetițe sub mașină, fără să fie atinsă. Una dintre cea mai mare spunea, când m-am întors și am văzut pe mama, am văzut un soare peste ea, o fetiță de clasa întâia. Am văzut-o așa într-un soare puternic, spunea fetița, în clasa întâia. Și am venit seara acasă și seara mi-a dat telefon. Fetița mică a fost venit cu sora lui, a plecat, a venit aici la Cluj și a trebuit să plătim o noapte de spitalizare aici la Cluj, așa ca la hotel. Nu i-a făcut nimic, dar mă rog, mi-a trimis scrisoare acasă. Și el m-a sunat și înainte de asta, cu o săptămână, sigur că nu sunt lucruri toate plăcute, înainte de a avea accident cu o săptămână, am stat de vorbă cu el și am spus, băiete, intră Dumnezeu în casa ta, la judecată. Și în seara aceea m-a sunat și a zis, frate Iacob, a intrat Dumnezeu în casă. Ce să mă fac? Că mă ustură inima. Să te pocăiești că trebuia să mor tu și nu soția ta, dar soția ta a fost gata. Eu vă spun cuvintele care i le-am spus atunci și au zis, nu mă rupe, numai așa poți să înțelegi că-și trebuie să trăim sfințenia lui Dumnezeu, că-și trebuie să umblăm pe calea lui Dumnezeu. Fraților, poate fi plecarea când vrea Domnul, trebuie să fim gata întotdeauna. Și sigur că am mers la el acasă, l-am întărit, l-am bărbătat, am spus, băi, Dumnezeu va purta de grijă, Dumnezeu va lucra și astăzi o văzut Dumnezeu, sigur că l-a ajutat mai mult și spunea de atâtea ori când primeam bani, când a fost cu el așa, plângea și zicea, n-am putut să cred că voi primi atâția bani sau atâtea alimente. N-am putut să cred că Dumnezeu va lucra într-un mod așa
de deosebit. Vinea telefon, eu cumpăr cărămida, eu dau acoperișul, eu dau mobila de bucătărie, nu? Nu vreau să-l laud pe fratele acum, dar o să asta rămâne pe mine. Că eu am zis, frate, dacă iei măsuri și cine o face, cât este, plătim, că deja s-au strâns bani și erau, zice, asta rămâne pe mine. Și Domnul să-l binecuvinteze. N-am montat-o toată, că n-a apucat. Dar nici de mâncare nu i-am dat în ziua aceea, că... Fraților, eu eram prins în 3 locuri, în 4 locuri. Și n-am putut să stau cu ei. Gica era foarte ocupat, erau oameni acolo la muncă. Și au zis, ne descurcăm, că probabil că m-ai răbdat foame. Și de altă dată când am mai fost. Are de unde, Domnul să-l binecuvinteze. Ca și mine de altfel. Și nu i-am dat. Când am terminat eu cu munca, ei erau plecați. Sigur că n-a putut să o aranjeze toată, dar am avut un băiat de aici, de la Cluj, care se pricepe și mecanic și așa, și mi-a ajutat în altă zi, am mers și am aranjat-o, am domit-o, i-am făcut și în baie și toate lucrurile le-am pregătit pentru fratele căsătorit acum. Eu vreau să vă întreb, știu că în iarnă sau în decembrie mi-a spus că... Da. Ați găsit și o viitoare soție pentru el, care are și a 2 copii, acum unde deșepte în cap. Aici nu mi-au eu autoritatea asta, e foarte periculos. Nu i-am găsit eu, la mulți le-am găsit. Dar o găsit-o, dar mi-a făcut o făgăduință că nu se căsătorește până nu-mi spune mie întâi. Deci așa am rămas și am vorbit cu el, frate, e tânăr, 33 de ani, eu la 30 m-am căsătorit, 33 de ani, ca să nu păcătuiești. Și am zis, căsătorește-te când vrei, dar nu cumva să păcătuiești înaintea lui Dumnezeu. Căci Dumnezeu, din pricina păcatului, a nimicit templu și nu a rămas nimic de el. Să te ții curat înaintea lui Dumnezeu. Și a zis, frate, nu mă ating de nimeni și când vreau să mă căsătoresc, să-i spun întâi. Acum, el mi-a spus, într-o seară, uite, vreau să mă căsătoresc, am găsit... O soră așa, care i-a murit soțul, care l-a îngrijit, a fost bolnavolog dintr-un accident. Și am zis, e mai în vârstă decât el, am zis, mă băiete, zic că bărbații se cam uită tot după femeile tinere. Așa sunt bărbații. Și dacă, aviz fraților, eu nu vă spun glume, dar să fiți tare atenți. Și am zis, ea e mai în vârstă decât tine, femeile să trec, femeile să consumă, nu mai târziu să ajungi să păcătuiești și să faci numele Domnului de rușine și să fie hulit numele Domnului. Și a zis, eu cred că e pentru mine și va îngriji de copii. Dacă tu crezi, așa au spus ei, așa s-au căsătorit. Sigur că au multe lucruri de ajustat, fiecare a venit din familie cu îndelegniciri, cu obiceiuri, cu minte, cu apucăturile lui, ăsta în altă parte și eu cred că Dumnezeu i-a ajutat. Până atunci copiii i-a mai luat să nu-i încurce. Nu știu dacă ați avut 5-6 copii, toți mici, și la 2-3 să le schimbați pampersul și unul cere de mâncare și unul să-i faci baie. Și... Că eu știu așa, că ne cam programăm noi lucrurile astea, așa, să crească unul și apoi să vină celălalt, dacă mai vine. Și... Asta am vedea noi. Dacă mai vin aici, vă spun lucrarea asta așa din punct de vedere al lui Dumnezeu altă dată. Da? Nu e ușurătate, să știți cu atâția copii. Eu am 2, de-a lui, una de 3 ani, mai înainte am vorbit, când am venit aici, am spus tată Iacob, când vii acasă. Dar să-și împotrivește când e ceva, nu fac. Și cum să bați copilul omului, nu? Și cum să-l lași așa? Și dacă-s 5-6 și îi zic mami, îi zic la sora și îi poartă, unul îi trebuie de mâncare, unul nu vrea asta, vrea cealaltă, altul îi trebuie la baie, altul îi trebuie așa, altul îi trebuie așa, deci e un picuț de lucru. Sora care așteaptă să nască, ne, din cap și sigur că bine... Îi, fraților, îi. Dar Dumnezeu să ne ajute că ne-o dat și ne dă sfinți. Țineți cont ce vă spun.
Dacă unul din părinții credincioși, copiii voștri sunt sfinți, dacă ni dă Dumnezeu sfinți, să-i păstrăm câtă vreme sunt sub mâna noastră. Să le păstrăm sfințenia ca într-o zi să nu ne spună Dumnezeu, ți-am dat un sfânt și ai făcut din el un fiu al diavolului. L-ai înlesnit la lucruri care nu trebuie. Avem mare responsabilitate. Zi, frate, ca să nu mă apuc eu iară, dacă mai zic. După ce încheiem, aș vrea să invit pe cei din sală, dacă au un gând de mulțumire la adresa lui Dumnezeu, să vină cu el în fața lui Dumnezeu, dar și după aceea aș vrea să cântăm o cântare de final, care spune așa, El e fântâna cu ape vii, nimic în lume nu-l poate înlocui, stânca de viacuri, păstorul meu, râul vieții, de apă lui Dumnezeu. Mai poate da încă Domnul Iisus apă vie în zilele astea? Fiecare dă ce are. Iisus Hristos e însuși apa vie. E însuși pâinea care s-a pogorât din ceruri. În El nu-i umbră de mutare, e același ieri, azi și în veci. Răspunsul este da. Nimic nu se compară cu o poveste adevărată, cu situații de viață, triste uneori, însă cărora Dumnezeu le dă un alt deznodământ. Vă încurajăm să trageți aproape lângă singurul Dumnezeu care face astfel de lucruri. Până data viitoare, vă încredințăm în mâna Lui. Numai bine!